Bună ziua, stimați colegi, bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 785 din 23.11.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege. La ședință, în total de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35, un absent. Ședința astfel este legal constituită. În funcție de ordinea de zi, am invitat în sală pe domnul Cărășel Ovidiu, inspector șef. Apoi avem și aparatul de specialitate. Ca atare, de asemenea, pentru ședința de astăzi, proiectul ordin de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 14.11.2023, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2024, 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul județului Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de consolidare, sector de drum județean DJ117, zona Chira, județul Bacău, 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectiv de investiții, creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Filarmonica Mihai Jora Bacău, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023, 7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituită în favoarea Fundației de Sprijin Comunitar Bacău asupra districtului Podul Turcului și a terenului aferent acestuia. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea realizării obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ206B, intersecția cu DJ119D, Parava, Rădoaia, Dumbrava, intersecția cu DJ119, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind darea la administrare a imobilor cu număr cadastral 62.292, teren în suprafață de 554 și cu număr cadastral 62.292, C3, bază Salvamont, situată în localitatea Slănic, Moldova, strada Mihalache Spiridon, numărul 6, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor bunuri imobile înscrise în cartea funciară numărul 60.199, Podul Turcului, care aparține domeniului public al județului Bacău, în vederea trecerii acestora din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Podul Turcului. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 81.982.000 lei. 12. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale de membru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, ANATOP, aferentă anului 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și a masei verzi de pășune pentru anul 2024 în județul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind avizarea analizei elaborate și fundamentate de regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău în vederea exceptării de la aplicarea prevederilor capitolului 3, secțiunea 2 din legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările ulterioare. 15. Raport de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate a județului Bacău la data de 31.12.2022. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea pieței Casei de Cultură Municipiul Onești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și a regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a structurilor, a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Costache Sturza Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 137/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Filarmonica Mihai Jora Bacău cu modificările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru a autorității teritoriale de ordine publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de poliție Ciobotici Silviu, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Pentru proiectele de înscrise pe punctul 1 și punctul 2, urgența este motivată de faptul că municipiul Onești, prin adresele numărul 30.927 din 21 și 31.443 din 27 a 11, a înaintat memoriul justificativ, hotărârea Consiliului Local, de asemenea 278 pe 26 a 10 a 2023 și hotărârea Consiliului Local din 287 din 15 a 11 a 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, aferenți celor două obiective de investiții însoțite de devizele generale actualizate în septembrie și noiembrie 2023, precum și contractul de finanțare numărul 7277/2021, potrivit articolului 2, aliniatul 2 din contractul de finanțare menționat, termenul de implementare a proiectului este 31.12.2023. Pentru proiectele de hotărâre scrise la punctele 3, 4 și 5, urgența este motivată de necesitatea aplicării măsurilor aprobate prin legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare și cu respectarea încadrării în termenele legale. Pentru proiectul înscris la punctul 6, urgența este motivată că prin adresa Filarmonicii Mihail Jora Bacău, numărul 936/2023, înregistrată la Consiliul Județean, ca urmare a promovării examenului în grad profesional, iar potrivit articolului 97 aliniatul 1 din hotărârea de guvern, numărul 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face cu prima zi a lunei următoare, cele în care a avut loc promovarea. Pentru proiectul înscris la punctul 7, menționăm că potrivit adresei ATOP numărul 303 din 27-11, înregistrată la Consiliul Județean numărul 31404 din 27-11-2023, domnul comisar șef de poliție Ciobotici Silviu este împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Bacău, având în vedere faptul că mandatul de membru ATOP, care revine șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, este vacant de peste 6 luni. Considerăm pentru funcționarea eficientă a topului se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre în condițiile articolului 9 aliniatul 2 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin HG 787/2002, potrivit căreia validarea noului membru se realizează în prima ședință în plen a Consiliului Județean. Supun la vot supun la vot suplimentare ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Sunt 5 online? Da? Da. Au votat 5 online? 5 voturi online pentru. Da, mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată în forma prezentată. La punctul 1 de pe ordinea de zi dau cuvântul domnului director executiv al Direcției Juridice
Domnul Marius Ciprian Bogea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Conform discuția cu subdejdea aliniatul 4, corroborat cu actul 138, aliniatul 15, din codul administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general spune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Cel mai multe despre implementări, spune spre aprobare sub bazul instrumentului de îndată din data de 14-11-2020. Suport la vot procesul verbal. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținem. Vă rog online. Semnat, domnul consilier județean Melinte. Proiectul numărul 13. Proiectul numărul 13, da? Da, domnul consilier județean? La proiectul numărul 5 de la... Așa. Da, e bine. La proiectul numărul 5 de ordine de zi inițială și la proiectul numărul 6 de ordine de zi. Proiectul numărul 5, proiectul numărul 6. Mai sunt situații, domnul consilier județean Pravăț. La punctele 2 și 5 de pe ordinea de zi și la punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc. Mai sunt situații de prezentat. Dacă nu, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locare, precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2024. Supun la vot proiectul de... Vă rog. Domnule președinte, conform acestui proiect de hotărâre, am sesizat că sunt impozite și taxe care se măresc mai mult decât doar inflației și Partidul Dumneavoastră Vastronomia va vota împotriva acestui proiect. Da, domnul Bârzu. Intervenția mea este una punctuală, legat de o tație introdusă la Muzeul de Istorie, în care proiectele de asociere care se făceau stimate. Nu era nicio casă instituită cu școlile, cu grupuri de la școli, care se prezentau multe teme pe domeniul de arheologie, istoric. Proiecte foarte frumoase și apreciate, care am participat și eu. Sunt cei de la Muzeu, fac lucruri de excepție. Problema este că instituirea acestei taxe de 5 lei pe chestii de asociere, eu aș propune să nu introducem această taxă sau să fie măcar la nivelul de 2 lei, care este taxa pentru... Aveți o analiză proprietare? Okay. Aveți o analiză economică propuneți de astăzi? Propuneți de ce nu 5, de ce 2? Poftim? De ce 5, 2? Pentru că am găsit
la tot în taxa de la muzeu, deci pentru ele este taxa de a fost de 2 lei și de 5 lei. Deci să păstrăm acea taxă care este pentru ele. Cam 10 lei. Trebuie să înțelegem că faci un amendament. Da? La 2 lei. Un amendament 2 lei. Am înțeles. Supun la, mai sunt alte intervenții pe... Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot amendamentul domnului consilier Lețean Bârzu. Cine este pentru? Numărul 2. Da? Cine este împotrivă? Abțineri. Cum începe? 14 pentru. 15 cu totul online. Abținerile sunt diferența, dar împotrivă a votat cineva? Nu. N-a votat nimeni împotrivă, abțineri sunt. N-a votat nimeni. Împotrivă au votat 15. Nu? Au votat pentru, împotrivă. Și abțineri 20. Vreau să fac, am lăsat să voteze și vreau să fac următoarea precizare referitoare la cele două intervenții. Știți, cred că lucru care este cel mai, să zic așa, mai puțin onest este să fim ipocriți. Noi vrem să funcționeze și muzeul, vrem să funcționeze și toate instituțiile din subordine, dar dacă putem să fim populiști, o facem. De asta am lăsat să nu intervin, pentru că în baza propunerile de taxe și impozite care sunt aici, sunt la nivel minimal, nu știu cum ați determinat dumneavoastră, domnul consilier, că nu se încadrează pe inflație, dar să știți că e făcut în baza unei analize. Dacă propunerea domnului Bârzu de scădere de la 5 la 2 lei era fundamentată în spate de o analiză economică, cred că o votam și noi. Dar în condițiile în care facem doar propuneri de dragul de a face propuneri, de a ieși în fața cetățenilor și a spune, domnule, știți, noi am vrut taxele, dar ceilalți au mărit. Nu s-a mărit decât în situația în care acest muzeu trebuie susținut, dacă vrem să-l susținem. Dacă vrem să-l închidem, rămânem la fel. Muzeul, așa cum este el, este energofag. Se cheltuie foarte mulți bani pe ceea ce înseamnă întreținere, utilități și realizarea veniturilor proprii reprezintă o țintă pentru directorul de la muzeu, un obiectiv. Ori, dacă noi îl lăsăm fără instrumente, în mod evident, nici nu va putea să-și îndeplinească activitatea de acolo și nici colegii de la Muzeul de Istorie nu o să-și poată să-și îndeplinească activitatea. Tocmai de aia, propunerile care sunt făcute de către aparatul de specialitate prin muzeu pe fiecare în parte și n-am intervenit pe ele într-un mod în care poate fi interpretat populist și doar din punct de vedere pragmatic, așa cum se întâmplă peste tot. Nu cred că puteți să spuneți dumneavoastră că știți care e inflația în acest moment. Dacă știți și știți că este nu-i crescută cu taxa de inflație, mă rog, dar are cuvântul domnul consilier județean Necula. Amendamentul pe care l-a făcut un consilier local, consilier de Stean Bărzu. Într-adevăr, de acord cu noi, nu pot să determin acum cadrul acestei ședințe, prag de inflație mai mare. Pe de altă parte, votul pe care l-am exprimat alături de colegul meu a fost fundamentat pe următorul considerent.
Fiind vorba de o instituție de cultură, discutăm de un serviciu public. Serviciul public nu trebuie sau nu merge neapărat într-un principiu de rentabilitate economică. Principiul rentabilității sociale, adică impactul social pe care poate să-l genereze o instituție de cultură, consideră, așa cum este specificat în legea cadru în Constituție, atât pe cât se poate, zona de cultură, sănătate și alte asemenea componente specifice sunt în sarcina Consiliului Județean sau în sarcina Consiliului Local, fapt pentru care, cu asumarea unei probleme de natură economică, exista posibilitatea să găsim, teoretic, o resursă în acest sens, încât să diminuăm neapărat într-un fel sau altul, pragul de rentabilitate economică. Poate, pe viitor, în momentul în care și aici îmbrățișez și vă înțeleg cu totul opinia dumneavoastră cu privire la modificările făcute în timpul jocului. Da. E complicat să vii cu un fundament economic instantaneu în ședință, sau cu atât mai mult în momentul în care ți-ai fundamentat sau încerci să-ți fundamentezi un buget de venituri și cheltuieli pe o serie de taxe, să vii cu o serie de modificări. Deci nu pot să înțeleg și opinia dumneavoastră. Dar vreau să o las în calcul, că sunt convins că nici eu, nici colegul meu nu au gândit de a susține această propunere. Sunt convins că nici domnul Bârzu, dar cine ar fi venit să laude și cu această propunere. Da? Deci, pe care de consecință, poate data viitoare sau poate în momentul în care stabilim la anul sau punctul anul, trebuie să facem o serie de derogări cu privire la o serie de activități de natură culturală, care vor avea sau au un potențial impact asupra locuitorilor din da? Trebuie să-i dau, îmi cer scuze. Haideți să ne rânduim. Ardica mâna mea. Dumneavoastră, dacă am un calcul exact la inflații, am găsit maxim mai mic și 40%. Nici într-un caz, inflația nu avea cum să ajungă la valoarea asta. Dacă dumneavoastră, așa spus de ea, sau ați mers pe rentabilitate completă în structură, este ok. Nu este populism aici. Referatul de prezentare, că am impresia că dați-mi voie să răspund. Deci, dumneavoastră ați ridicat o problemă care se vede că undeva nici n-ați citit cu atenție ceea ce înseamnă mărirea de taxe și impozite, așa se numește de fapt titlul proiectului, dar dacă vă uitați, pe fiecare punct care a fost trecut acolo se mențin taxele. Sunt două excepții. Dacă ne referim la
anul 2024, complexul menține valoarea taxelor pentru servicii prestate de muzeu, case memoriale, galerii de artă, la nivelul celor aprobate pe anul 2023. Și propun două taxe noi din vânzarea materialelor care valorifică patrimoniul cultural al instituției al județului, respectiv următoarele. Carpica 2022, volum de specialitate, 70 de lei. Dar vă rog eu frumos să mă lăsați să vorbesc, nu v-am întrerupt chiar dacă ați dus-o... Nu-i... Și podoabe de patrimoniu, muzeu de istorie, copertă, cartonată, 60 de lei. Pe lângă activitățile de bază, deci cele de bază. Cele de bază se referă chiar și la vizitele elevilor din școli care nu suportă cheltuială. Da? Pe lângă programe educaționale cu unități școlare din municipiu și din pe baza unui protocol de colaborare. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că dacă o clasă vine acum și intră în muzeu, plătește. De asta v-am spus că activități separate, care se fac separat, care trebuie să prevadă o taxă. Vreau să mai precizez un lucru. Eu cred că nu am fost foarte clar. E probabil și vina mea. Nu se realizează muzeul Iulian Antonescu, nu se finanțează integral doar de la bugetul Consiliului Județean. Are componentă de venituri proprii. Da? Prin care își realizează programe de dezvoltare. Dacă noi amputăm orice posibilitate de a-și realiza aceste programe, să nu avem pretenții de la muzeul Iulian Antonescu. Noi vrem și cred că nu există dubii că în ultimii trei ani, sau ne străduim în ultimii trei ani să investim în infrastructura de cultură. Avem muzeul de istorie care se va transforma și îl vom reloca și se va face o construcție nouă în care să nu mai avem atâtea cheltuieli pentru că se va face eficient, pe principiul eficienței energetice. Avem de asemenea Biblioteca Județeană care va fi un spațiu multicultural. Așa că nu putem fi sub nicio formă acuzați că pentru o taxă care dumneavoastră ați propus-o de 2 lei față de 5 lei, deci nu de 1 leu. Faceți o propunere fundamentată. Păi nu, fundamentată din punct de vedere economic, nu din gură. Că așa din gură pun și eu. Da, domnule, uite, facem concurs de populism. Pun 1 leu. Și am terminat. Nu v-am dat dreptul la replică, trebuie să vorbească domnul Nechită. Eu am constatat față. Scuzați? Să răspundeți la dreptul. Eu am constatat ceva. Da. Orice proiect ar propune opoziția, orice discuție ar propune opoziția, de la început a dezvoltat, nu suntem de acord. Dacă Iulie Bârzu acum propunea 6 lei de acum, nu. Dar voi este clar că avem Am înțeles. Da, să știți că aveți dreptate. E corect așa. Domnul Bârzu, vă rog, foarte pe scurt, foarte pe scurt. Deci vreau să vă spun că ne-am fundamentat această substanță la colegii, pentru că în acest an, chelerii, plătesc 2 lei când intră la muzeu și nu intrarea gratuită. De acest ne-am fundamentat. Fix să plătească exact cum plătesc acces la muzeu și la aceste protocoluri de asociere. Acest fundamentul de a totuși să facem aceste lucruri, sigur că aceste protocoale vor fi mai puține în momentul în care până acum nu se plătea și acum se va plăti. Deci acesta a fost fundamentul și a fost de bun simț. Dar ca să amendamentul din anul trecut, majoritatea... Sunt la proiect de hotărâre cine este pentru
Voturi împotrivă, abțineri. Nu ridicați mâna, domnule, că o să vă număr. Nu ridicați mâna. Abțineri? Împotrivă, că sunt câțiva potrivnici aici. Care împotrivă? Avea... Răbdare, ca să-i numărești pe cei de online. Deci. Cei patru mușchetari. Da? Amendamentul a trecut și am spus... Da. Mai era domnul Gavrilu, văd că nu reușește să... Dana, online, domnul. Online, Dana. Și unul care e în progres. Ok. 18 în sală și cu două online... Numai un pic, lăsați-mă să termin. Proiectul de hotărâre a fost aprobat, bineînțeles, fără amendamentul domnului Bârzu. Vă rog, dacă vreți să interveniți acum. O scurtă intervenție, domnule președinte. Ce știu, acest proiect de hotărâre a stat pe 10 zile în dezbatere publică, pentru că era un amendament serios și voia să fie fundamentat, putea să participe la această dezbatere publică și să facă să vină cu această propunere argumentată. Și nu știu unde nu știu dacă domnul Bârzu mai pot fi muzeu. Sau la alte muzee, dar nu știu unde a mai văzut el intrare la un muzeu de un euro. Eu n-am mai Mulțumesc frumos, domnul Bârzu. Haideți când nu terminăm nici. Nu, îmi pare rău, o să ne răspundeți la final. Haideți să trecem la... Am trecut de subiect, am votat, acum... Da. O, dacă vreți, anumite dezbateri pe treaba asta într-o manieră mai relaxată, că mai sunt și oameni care vor să plece, nu vor să rămână. La punctul 3. Trecem la punctul 3, proiectul ordine de zi privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dacă n-a fost domnul consilier județean vreme, sigur îl întreba pe domnul inspector șef care este planul. Așa că, domnul inspector șef, puteți să vă duceți întrebările noastre. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Cât și online? Deci, planul de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Bacău a fost aprobat. Mulțumesc frumos! Trecem la punctul 4 de pe ordine de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de consolidare, sector de drum județean, DG117, zona Chira, județul Bacău. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. A expirat? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Filarmonica Mihail Jora, Bacău, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Presupun că nu poate vota domnul Vremea. Da. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la județul Bacău pe anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da? 33, da. 32. Da. Trecem la punctul 7 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituită în favoarea FSC Bacău asupra districtului Podul Turcului și a terenului aferent acestuia. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și administrația bazinală Apă Siret în vederea realizării obiectivului de investiții, creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT a drumurilor județene DJ206B, intersecție cu DJ119D, Parava și Rădoaia Dombrava, intersecția DJ119, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre de la punctul 8 a fost aprobat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilor cu număr cadastral 62.292, teren în suprafață de 554 metri pătrați, cu număr cadastral 62.292C3, bază Salvamont, situată în localitatea Slănic, Moldova, strada Mihalache Spiridon, numărul 6, județul Bacău, aflate în domeniul public al județului Bacău, către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de Salvamont, Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot. Se prezintă proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unor bunuri imobile înscrise în cartea funciară numărul 60.199, Podul Turcului, care aparțin domeniul public al județului Bacău, în vederea trecerii acestora din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Podul Turcului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 81.982.000 lei. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Aș vrea să nu trec foarte repede peste acest proiect. Vreau să fac câteva precizări.
Proiectul referitor la împrumut se referă la cofinanțarea ce ne revine nouă pentru proiectele care le avem în derulare la nivelul județului Bacău pe PNRR și cu o destinație foarte clară. Va urma probabil o perioadă de negocieri și vom prezenta situația împrumutului. Este un proiect de hotărâre care e extrem de necesar pentru bugetul anului următor. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ANATOP, aferentă anilor 2022-2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă avem. Și abțineri. 5 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și ale masei verzi de pășune pentru anul 2024 în județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind avizarea analizei elaborate și fundamentată de Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, în vederea acceptării acestei de la aplicarea prevederilor capitolului 3, secțiunea 2 din legea 296 conform pe 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările ulterioare. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, am să fac eu o precizare ca să știți de ce s-a trecut prin acest memorandum și de ce solicităm excepție de la legea 296. Pentru faptul că noi suntem exact în numărul de personal aprobat de către autoritate și altfel nu am putea să funcționăm. Ca atare, nu am putea să avem autorizarea și avizarea autorității. Ca atare, se impune a intra pe excepții, așa cum prevede și legea, se îndeplinesc condițiile cumulativ, că suntem excepții pe aeroport, nu putem funcționa sub un număr de personal care ar reieși dacă s-ar reorganiza într-un anume fel în conformitate cu aplicarea legii 296. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5. Este informarea Consiliului Județean privind raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate a județului Bacău pe anul 3, pe, la 31.12.2022. Dacă sunt intervenții pe aceste situații, este doar o prezentare. Deci care le-ați avut la mapă, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea pieței Casei de Cultură Municipiul Onești, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Proiect... Nu, cred că încă 5 voturi. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Rosete Onești.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și regulamentul și a regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale în cadrul Consiliului Județean Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă și abțineri, dacă sunt. Da, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statul de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare Bibliotecii Județene Costache Sturza Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. Vă rog. Da. Am reținut. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Da, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean 137 per 2023 privind aprobarea organigramei a statului de funcții la Filarmonica Mihail Jora Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea ca membru al autorității teritoriale de ordine publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului comisar șef de poliție Ciobotici Silviu, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Dacă sunt. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Acum, dacă, așa cum am promis, că am vrut să mergem pe repede înainte, să, dacă mai sunt alte intervenții care s-au dorit la începutul ședinței, domnul consilier județean, dacă aveați o intervenție și vă eram dator cu chestiunea asta, dacă am zis că o spunem la final. Da? E timpul trecut. Domnul consilier județean Bârzu. Adică eu vă spun un lucru, câteodată îmi doresc să fiți în locul meu.
Și pe de altă parte am să vă spun, haideți să vă articulați, că în momentul când aveți o intervenție, spuneți, vorbesc în numele colegilor de ca lider de grup sau ca... Că ăsta e punctul de vedere, nu? Nu e nicio problemă faptul că am acceptat eu. Eu am un singur vot. V-ați supus plenului. Da, mulțumesc și eu vă doresc la mulți ani pentru ziua de mâine. Păi mâine, mă scuzați. Dacă nu ne vedem și ne vedem la... Și pentru cei care au serbează ziua de naștere mâine, Sfântul Andrei, la mulți ani. Mulțumesc frumos! Dacă erați în locul meu, nu sunt în... Era jale. Eram fără taxă.